toată inima să spunem: preamărit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru. Amin. Așteptăm ziua măreață când El va veni, așteptăm să ne ducă acasă și avem o dorință în inimă ca Bunul Dumnezeu să ne ajute în alergarea noastră să ajungem până la capăt. Amin. Din toată inima, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, în această dimineață aș vrea să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul care stă în față, de pasajul acesta din Cartea Matei, capitolul 6, de la versetul 7 până la 15, text care poartă titlul Tatăl nostru și iertarea greșelilor. Este un pasaj din bine cunoscuta predică a Domnului Iisus de pe munte, o învățătură pe care Domnul Iisus a transmis-o și este necesară pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru individ. Ceea ce a spus Domnul Iisus, a spus să fie odată ca și adunare când ne adunăm împreună, dar învățăturile acestea trebuie să treacă și dincolo de aceasta. Fiecare în viața noastră personală trebuie să ni le însușim. Și ceea ce spunea Domnul aici ne privește personal, pentru că dacă facem ce spune Tatăl nostru cel Ceresc, atunci îi suntem plăcuți Lui. Și spunea Domnul Iisus: voi dacă mă iubiți, dacă mă cinstiți, dacă spune că credeți în mine, păziți poruncile care vi le dau eu. Și în această zi am găsit de cuviință și bine veniți să ne uităm puțin spre pasajul acesta, spre rugăciunea aceasta domnească Tatăl nostru pe care toți o știm din fragedă copilărie, din fragedă pruncie, și să ne uităm puțin la capitolul rugăciunii. Rugăciunea trebuie să fie parte din viața fiecăruia dintre noi. Sigur că dumneavoastră care sunteți părinți mai în vârstă și ați avut copii când erau mici, poate au învățat Tatăl nostru și poate nu i-ați învățat pe fiecare, dar l-ați învățat pe unul și spunând toți împreună, imediat cel mai mic o învățat. Și nu știe vorbi bine și încă spune toate cuvintele, dar el știe rugăciunea Tatăl nostru. Și acesta este un lucru tare bun, pentru că rugăciunea trebuie semănată în inima fiecărui om din fragedă copilărie. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Frați și surori, conceptul rugăciunii este în toți oamenii, indiferent de religia sau de locul de care aparțin. În toți oamenii este conceptul acesta al rugăciunii. Și musulmanii se roagă, și hindușii se roagă, și creștinii se roagă, toți oamenii se roagă. De ce? Pentru că Dumnezeu a sădit în om dorința aceasta și nevoia aceasta de rugăciune. De bună oară spune Eclesiastul în capitolul 3, versetul 11, că El face orice lucru bun, a pus în om chiar și gândul veșniciei. Și în om este dorința aceasta care îl macină. Pe unii îl macină mai des, dar cel puțin o dată în viață pe fiecare om îl macină gândul acesta al veșniciei. Ce se întâmplă după viața aceasta? Ce se întâmplă când plecăm din lumea aceasta? Ce se întâmplă cu viața de dincolo? Există o viață de dincolo? Și gândul acesta, cel puțin o dată, pătrunde în inima fiecărui om. De ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu prin Eclesiastul că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Și omul are dorința aceasta și nevoia să se relaționeze înspre divinitate. Și o face prin rugăciune. Și păgânii, spuneau Domnul Iisus în pasajul acesta, se roagă. Numai că este o problemă. Ei nu știu să se relaționeze bine. Nu știu cui se roagă, nu știu cum să se roage. Și de aceea Domnul Iisus spunea: dar cât despre voi, care sunteți copiii mei, vreau să vă învăț capitolul acesta al rugăciunii, ca ea să fie auzită înaintea divinității, ca ea să nu vă încrimineze, ca ea să vă conștientizeze de Dumnezeul cu care aveți a face. Și așa că, frați și surori, capitolul acesta rugăciunii și chiar rugăciunea domnească este atât de frumoasă și, în primul rând, rugăciunea trebuie să fie o parte activă a vieții spirituale. Spunea Domnul Iisus în felul următor: când vă rugați, nu spune tu dacă simți nevoia că o să te rogi, dacă într-o zi ai chef să te rogi,
Dacă într-o zi nu prea te simți bine să te rogi, dacă vreodată la 3-4 zile, la o săptămână, la o lună, la un an te rogi, Domnul Iisus spune în felul următor: când vă rugați? Întrebare. Ne rugăm noi așa cum ar trebui? Este capitolul rugăciunii activ în viața noastră spirituală? Începând de la copii care sunt în locul acesta și care pot să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care pot ei, și până la frații care sunt în vârstă trecuți prin viață. Capitolul acesta al rugăciunii este un capitol activ în viața noastră? Noi vorbim frumos despre rugăciune, cântăm despre rugăciune, rugăciunea ne poartă printre stele, adevărat. Avem poezii despre rugăciune, dar se spunea o vorbă că, din păcate, rugăciunea a ajuns să fie cenușăreasa Bisericii lui Hristos. Adică lucru despre care vorbim mult în practică, dar facem puțin. Vorbim mult în teorie, dar facem puțin în practică. Ori cuvântul lui Dumnezeu spunea prin gura apostolului Pavel către Timotei despre cuvânt, despre rugăciune, să fie la timp și ne la timp. Adică să fie într-un domeniu activ în viața noastră. La timp, când avem timpul frumos dedicat la adunare, să ne rugăm la ora de rugăciune. Dar ne la timp poate să fie momentul acela când conduci mașina. Când nu ești în poziția cea mai bună să te pleci pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, pentru că ești implicat poate într-o lucrare, ceva. Dar chiar și atunci să-ți poți îndrepta rugăciunea către Dumnezeu. Și Domnul Iisus spunea în felul următor: voi dar când vă rugați. Iubiți frați și surori, în această dimineață doresc ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze că acest capitol al rugăciunii este necesar în viața noastră și el trebuie să fie în viața noastră. Rugăciunea, dacă vreți, este și un exercițiu cu care trebuie să ne deprindem. Pentru că dacă lăsăm după omul acesta pământesc, după firea aceasta pământească, niciodată nu o să simțim chef să ne rugăm, să avem noi dorință să ne rugăm. De aceea ea trebuie să fie o disciplină în viața noastră. Bună oară, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că însuși Domnul Iisus Hristos a fost acela care nu a trecut peste capitolul și domeniul rugăciunii. El s-a rugat. Și m-am întrebat de multe ori: Doamne, cum se face că Fiul lui Dumnezeu, desăvârșit, fără pată, fără zbârcitură, fără păcat în viața lui, spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu, capitolul 1, versul 35, că după ce face anumite lucrări, după ce vindecă pe bolnavi și vine înserarea, nu se duce ca toți ceilalți să se odihnească deoparte. Îi spune Biblia că el se duce în munte și se roagă. Și se roagă nu 5 minute, nu 10 minute, dar petrece noaptea în rugăciune. El, Fiul lui Dumnezeu, care avea toată puterea în cer și pe pământ și avea la dispoziție atâtea armate de îngeri, apela la cuvântul rugăciunii. De ce? Pentru că rugăciunea este o armă spirituală dată poporului lui Dumnezeu. De aceea spunea Domnul Iisus în împrejurarea aceea, după schimbarea la față în Matei, capitolul 17, se coboară de pe munte și îi găsește acolo gloata adunată și îi întreabă: despre ce vă vorbiți voi aici? Ce se întâmplă? Și spune: uite, au adus pe copilașul acesta care este chinuit de un demon și nu pot să scoată demonul. Și spunea Domnul Iisus: o, acest soi de draci se afară cu post și cu rugăciune. Și Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a folosit mult arma aceasta a rugăciunii. Și a spus și către ucenici și a spus și către oameni în predica aceasta frumoasă: voi când vă rugați. Doamne, ajută-ne Tu să avem pe inimă aceste lucruri. Să nu ne fie greu, pentru că rugăciunea este atunci când se înalță sufletul înaintea lui Dumnezeu. Este dialogul nostru cu Dumnezeu, cum un fiu vorbește cu tatălui. Asta se întâmplă la rugăciune. Noi ne apropiem de Dumnezeu. Învățătura aceasta sfântă, iubiți frați și surori, și poate că vă gândiți în inima dumneavoastră de ce ne oprim asupra acestui pasaj sau de ce insistăm asupra acestui domeniu. Pentru că este o realitate care în poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta. Avem, frați și surori, multe. Avem de toate. Avem condiții.
Avem lucruri frumoase și pentru toate spunem lăudat să fie Dumnezeu. Dar este o realitate că mai puțin avem rugăciune. Este o realitate că mai puțin petrecem timpul acesta în rugăciune. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să sădească noi dorința aceasta de rugăciune. Biserica, ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu când au fost amenințați să nu mai propovăduiască în numele Domnului Iisus. În cartea Faptele Apostolilor, după ce li s-a dat drumul, s-au întors acasă și n-au făcut altceva decât s-au rugat. Când vine amenințarea în viața noastră, noi nu avem multe la care să apelăm, dar un lucru putem să-l facem sigur. Putem să ne rugăm. Și au spus ucenicii aceștia, Doamne, uită-te la amenințările care vin din partea vrăjmașilor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău fără frică, cu îndrăzneală. Și spune Faptele Apostolilor că după ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul acela și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Simțim amenințarea din partea vrăjmașului în vremea aceasta împotriva familiilor noastre? O simțim, cei care avem copii simțim. Simțim amenințarea ca biserică în vremea aceasta din partea vrăjmașului prin luptele care le trimite împotriva poporului Dumnezeu, prin tot felul de lucruri care vor să intre în poporul lui Dumnezeu, simțim. Ce rămâne de făcut? Ceea ce au făcut și apostolii. Când vine amenințarea, s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Fapte 2:42 spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Era un domeniu și era un stâlp pe care se baza biserica primară. Era stâlpul rugăciunii. Mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat în vecii vecilor. Rugăciunea, frați și surori, este o armă spirituală încredințată copiilor lui Dumnezeu. În al doilea rând, rugăciunea este aceea care ne ajută, care ne face și în ea trebuie să se vadă o diferență între noi și păgâni. Spunea Domnul Iisus, voi când vă rugați să nu fiți ca păgânii, să fiți diferiți. Și păgânii se rugau și oamenii se roagă. Dar păgânii, spunea cuvântul lui Dumnezeu, că bolboroseau niște cuvinte. Adică mormăiau, am căutat în Dex să văd cum se mai poate traduce cuvântul acesta. O rugăciune mecanică. Și credeau că dacă o spun în cuvinte lungi și cuvinte multe, capătă favoarea divinității. De bună oară, dacă ne gândim la evenimentul acela din Cartea Împărați, când Ilie stă împreună cu prorocii lui Bal și se roagă fiecare înaintea Dumnezeului său ca Dumnezeu să-i asculte. Ilie, ca unul care știa că Dumnezeu l-a trimis pentru lucrarea aceasta, a dat loc mai întâi prorocilor lui Bal. Pentru că știa Ilie că Dumnezeu îi va răspunde îndată, pentru că Dumnezeu îl trimisese. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia au început de dimineață și au pregătit jertfa și au început să se roage, să cheme pe Dumnezeul lor. Și spune Biblia că s-a făcut amiaza și ei strigau, Bale, auzi-ne! Și Bal nu răspundea. Și au făcut tăieturi pe mâini, pe corp și îi dădea sângele pe ei ca să înduplece divinitatea. Și se rugau oamenii aceștia, dar rugăciunea lor nu ajungea nicăieri, pentru că rugăciunea lor nu era către Dumnezeul lui Israel. Și Domnul Iisus spunea, feriți-vă de capcana aceasta când vă rugați. Nu vă rugați o rugăciune mecanică, care nici voi să nu credeți că e ascultată, care nici voi să nu credeți că depășește poate tavanul acestei clădiri, ci rugăciunea ta să fie dintr-o inimă curată. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Stătea o femeie în Vechiul Testament, în cartea Samuel, și plângea înaintea lui Dumnezeu. Era Ana, mama lui Samuel. Pe atunci nu l-avea pe Samuel. Dar era tare amărâtă femeia aceasta. Și nu spunea multe cuvinte, dar își mișca buzele înaintea lui Dumnezeu și petrecea timp acolo în rugăciune. Și Eli o judecă. Și Ana se uită și spune, Domnul meu, nu sunt beată, dar eu învărs focul inimii mele înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta e rugăciunea care place lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu trimite ajutorul și trimite rezolvarea pentru problema Anei. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Și spunea Domnul Iisus, voi să fiți diferiți în rugăciunea voastră. Să nu fie o bolboroseală.
Cântăm cântarea aceasta frumoasă: Doamne, ține minte numai ce am făcut pe placul Tău. Dar nu-ți mai adu aminte de nimic din ce a fost rău. Și la un moment dat în vers spunea: mulțumesc de rugăciunea plânsă către cer arzând. Cer iertare rugăciunii înălțată dormitând. Așa că de multe ori ne surprindem că înălțăm rugăciunii înaintea lui Dumnezeu dormitând, sau care poate nici noi nu le credem. O, Doamne, binecuvântă-ne Tu cu un duh al rugăciunii și cu acest foc sfânt și pe altarele familiilor noastre să fie rugăciunea la loc de cinste. Și dacă cuvintele nu ar mai putea să fie înălțate către Dumnezeu și nu mai este putere, mai cântăm o altă cântare. Și atunci când buzele nu ar mai putea, suspinul meu te-a lăudat. Pentru că Dumnezeu se uită și în taina inimii și o rugăciune plăcută înaintea lui Dumnezeu. Nu neapărat vorbe multe ca să-L convingem pe Dumnezeu să căpătăm favoarea divinității. Noi ca și oameni apelăm câteodată la lucrul acesta, dacă vrem să îmbunăm pe cineva sau dacă dorim ceva, nu spunem direct. Că spunem noi să nu îl speriem deodată cu dorința noastră. Și începem pe de o parte și pe de alta. Cum mai ești, cum te simți, ce mi-ai făcut? Și poate vorbim jumate de oră despre altceva, ca după aia să spunem într-o secundă, pot să mă ajut cu treaba asta. Și, nu știu, poate la oameni funcționează, nu funcționează, dar când este vorba de rugăciune și de un copil care vine înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are pretenția aceasta să împopoțănăm o rugăciune frumoasă cu cuvinte elevate neapărat ca El să ne asculte. Ci Dumnezeu vrea sinceritate. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o spunea fratele Hozan din tinerețea lor, când oamenii nu știau să se roage. Și era o problemă cu cineva care avea măgarul bolnav și trebuia să moară. Și cum să facă el omul sărac că să-i trăiască măgarul? Să se roage. Cum? Doamne, ține măgarul meu să nu moară. Și minune că Dumnezeu îi dă viață și nu moare măgarul. Și nu a avut nevoie Dumnezeu de un eseu bine elaborat ca la urmă să-mi prezint și o cerere. Doamne, asta e dorința mea, stau înaintea Ta. Pentru că spune psalmistul: ochii mei privesc spre mâna Stăpânului și Dumnezeu este acela care se îndură. Eram tânăr și am început să predic așa cum am putut și eu și m-a ajutat Dumnezeu, ca la tinerețe, cu multe șchiopătări. Dar la un moment dat, Duhul Sfânt spune așa, printr-un vas, o vedenie: te-am văzut cum te dezvoltai, dar picioarele îți rămâneau așa ca picioarele unui invalid. Nu te puteai dezvolta. Și spunea Duhul Sfânt: pentru că, băiete, tu nu te rogi destul înaintea lui Dumnezeu. Nu chiar mi-a convenit când mi-a spus lucrul ăsta. Cum nu mă rog? Doar eu credeam că mă rog. Dar Duhul Sfânt, care făcea adevărata cercetare, a văzut că dezvoltarea nu era bună. Era citire din cuvânt, erau multe, dar nu era destul la capitolul rugăciunii. Și Duhul Sfânt spunea: picioarele îți rămân nedezvoltate. Și numai forma aceea frumoasă a trupului omenesc, ești ca un invalid care trebuie să stea într-un căricior dacă nu te rogi. Și atunci m-am gândit: Doamne, așa e de important capitolul acesta rugăciunii? Da, și Domnul Iisus spunea: da, voi când vă rugați, deci rugăciunea trebuie să fie în viața voastră. Petre, roagă-te, că Satana a cerut să te cearnă ca și grâul. Doamne, cu Tine merg și la moarte. Nu mă leapă de Tine. Am crezut, am mărturisit că eu cred în Tine până la moarte. Și realitatea este că Petru s-a lepădat. De ce? Pentru că n-a putut să vegheze la capitolul acesta al rugăciunii. Bine, bine, era un plan mult mai complex acolo, în care trebuia să se împlinească Scriptura, că Domnul va fi părăsit. Dar spunea el ucenicilor în grătina Ghețimanilor: un ceas n-ați putut să vegheați în rugăciune cu mine? Și el, care era Fiul lui Dumnezeu și avea paharul înainte care trebuia să-l bea, plin cu spurcăciunile și păcatele omenirii, și n-ar fi vrut să facă lucrarea aceasta, dar spunea, de trei ori s-a dus: Doamne, depărtează paharul acesta, dar dacă nu este cu putință și asta este voia Ta, facă-se voia Ta. Și în rugăciune Domnul Iisus se descarcă înaintea lui Dumnezeu și spune: eu și frații, și Dumnezeu trimite un înger care să se apropie de el. Când suspine rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu trimite ajutor, slăvit să fie numele lui Dumnezeu.
Dar se întâmplă că de multe ori rugăciunea noastră simțim noi că nu ajunge departe. Simțim și e o realitate. De ce? Pentru că Isaia spune la un moment dat în capitolul 59, mâna Domnului nu-i scurtă, urechea Domnului nu-i tare ca să ne audă și trebuie să strigăm noi poate mai tare. Dar se întâmplă un lucru, spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte rugăciunea. Și dacă simțim de multe ori că rugăciunea noastră nu este ascultată, iubiți frați și surori, mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne cerceteze și să ne ajute să ne facem o cercetare a vieților noastre, care sunt păcatele care ne împiedică să avem frumusețea rugăciunii cu Dumnezeu și pun un zid de despărțire. Când veniți, spunea Domnul prin Isaia în capitolul 1, să vă rugați înaintea mea, n-ascult. Oricât vă rugați, n-ascult. De ce? Pentru că mâinile vă sunt pline de sânge. Doamne, sfințește-ne Tu și binecuvântă-ne Tu și curățește viețile noastre. Iubiți frați și surori, rugăciunea trebuie să fie diferită, trebuie să fie o parte activă în viața noastră. În al doilea rând, rugăciunea trebuie să fie diferită de rugăciunea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește sinceritate. Și în al treilea rând, rugăciunea implică o relație de tată-fiu. Spunea Domnul Iisus, voi când vă rugați să spuneți, Tatăl nostru care ești în ceruri. Rugăciunea noastră implică o relație de tată și fiu, dintre Dumnezeu și noi. Omul care nu are relația aceasta cu Dumnezeu și nu-i poate spune tată, nu se poate ruga liber înaintea lui Dumnezeu. Omul care nu este născut din nou, nu se poate ruga înaintea lui Dumnezeu. El poate spune rugăciuni, dar care sunt mecanice, dar ele nu sunt din inimă. Pentru că rugăciunea implică o relație. Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă Dumnezeu e Tatăl nostru, iubiți frați și surori, îl cinstim noi așa cum cere Dumnezeu să cinstească un fiu pe tata lui? Că spunea prin gura prorocului, fiul își cinstește tatăl. Măgarul își cunoaște ieslea, boul își cunoaște locul lui, dar cum se face că poporul meu nu mă știe, nu mă cunoaște? Dar noi stăm înaintea lui și ne rugăm. Iubiți frați și surori, rugăciunea implică o relație de tată și fiu. Doamne, ajută-ne Tu la lucrul acesta. Rugăciunea, mai departe, nu este o informare la adresa lui Dumnezeu. Tatăl vostru care ești în ceruri știe că aveți trebuință, nevoie. Știe cu ce se confruntă familia fiecăruia. Rugăciunea nu este o informare la adresa lui Dumnezeu. Dacă nu-i spunem noi, El nu știe. El știe dinainte, pentru că a întocmit chiar și planul mântuirii înainte să întemeieze lumea aceasta, înainte să-L facă pe om. El știe toate nevoile noastre și de aceea spunea Domnul Iisus mai departe că neamurile se frământă potrivit cu nevoile vieții acestea, că și Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele, de aceea căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și atunci poate să apară o întrebare. Dacă Dumnezeu știe că avem nevoie, de ce ne mai pune să ne rugăm? Doamne, știi că am nevoie în familia mea de pâinea cea de toate zilele. Știi că am nevoie de ajutor în situația aceasta. De ce trebuie să mă rog? Tu știi nevoia, dinainte de a fi ea, ai pregătit și soluția. O ai pregătită soluția și la ceasul potrivit o vei desfășura la nevoia mea. Dar de ce trebuie să mă rog? De ce, iubiți frați și surori, eu am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu ne cere să ne rugăm ca să ne dovedească dependența noastră față de Dumnezeu. Noi suntem dependenți de Dumnezeu, amin? În fiecare zi a vieții noastre, noi suntem dependenți de Dumnezeu. Noi nu ne trezim de dimineață din paturile noastre de odihnă pentru că am vrut noi să ne trezim. Dar noi ne trezim că Dumnezeu, Creatorul Universului, spune inimii noastre să bată și inima noastră mai bate și spune în glorie lui Dumnezeu. Noi depindem de Dumnezeu. Și tocmai aceasta este problema și de multe ori poate vedeți pe frații slujitori că sunt înfuriați împotriva acestei erezii și aceste doctrine în care
omul se pune în locul lui Dumnezeu și rostește cuvinte și este această învățătură, puterea cuvântului rostit, în care eu zic și se face. Măcar că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, spune în Psalmul 33 că El zice și se face și ce poruncește El ia ființă. Și atunci eu trebuie să mă rog, pentru că Dumnezeu mă învață pe mine dependența mea de Dumnezeu. Și spunea Satana, când vinea la ispitire la Domnul Iisus, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Puterea e la tine. Și putea, că era Fiul lui Dumnezeu. Dar El a spus, nu, eu sunt în dependență de Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să mă sature chiar și fără o pâine fizică. De ce trebuie să ne rugăm dacă Dumnezeu cunoaște nevoia noastră fizică sau spirituală? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe dependența noastră față de Dumnezeu. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Domnul Iisus le spune să se concentreze pentru ziua de astăzi. Ajunge zilei necazului, spunea El. Mâine veți cere din nou. Doamne, dar dacă îmi fac socoteala bine cu banii care am câștigat luna asta, aș putea să-mi cumpăr pâine azi, mâine și poimâine. Și de ce să mai mă rog eu și astăzi și mâine și poimâine pentru pâinea cea de toate zilele? De ce? Pentru că suntem dependenți de Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu nu îngăduie să avem, nu avem. Și se pot întâmpla atâtea nenorociri. Și banii să dispară, și pâinea și toiagul pâinii să se frângă într-o țară, cum spunea Duhul Sfânt în atâtea ocazii, și nu știm ce aduce viitorul, dar și atunci, în momentele acelea, copiii lui Dumnezeu, care au relația de tată, fiu cu, de fiu și tată cu Dumnezeu, și merg la Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, eu știu că pâinea noastră nu-i la oameni, pâinea noastră îi la Dumnezeu. Iubiți frați și surori, mi-aduc aminte de o împrejurare, de o situație când o tânără lucrând în Europa a ajuns să îi ceară compania anumite lucruri să facă care intrau în contradicție cu viața de credință și nu vrea să facă tânăra aceasta compromisurile acelea și se amenința slujba, geabul ei, pâinea ei și spunea către un frate lucrător, nu știu ce să fac, să fac compromisul, să nu fac compromisul, dacă nu, mă dă afară, dacă nu, trebuie să fac ceva. Și spunea fratele acesta, soră, ascultă bine ce spun eu, pâinea ta nu-i la patronul din România, nu-i la patronul din Europa, nu-i la patronul din America, pâinea ta e la Dumnezeu. Și dacă tu crezi în Dumnezeu, Dumnezeu îți dă pâinea cea de toate zilele. Și spunea Domnul Iisus, s-o cereți în fiecare zi. El știe că aveți trebuință, dar cereți-o în fiecare zi. Rugăciunea, mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ne învață cine suntem noi și cine este Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, noi suntem pe pământ, în valea plângerii. Dumnezeul nostru este în ceruri. Noi suntem mici, Dumnezeu e mare. Noi suntem slabi, Dumnezeu e tare. Și în rugăciune este și partea aceasta în care omul se smerește înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu se înalță. Noi nu venim înaintea lui Dumnezeu să ne prezentăm cum se prezentau fariseii de odinioară. Doamne, știi că am făcut cu tare, știi că dau zecială, știi că nu sunt rău, hărpăreț sau ca vameșul ăsta de lângă mine. Și rugăciunea aceea nu ajunge înaintea lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea, spunea Domnul Iisus, când ne prezentăm înaintea Tatălui, noi ne uităm la cine suntem noi și ne uităm la cine este Dumnezeu. Dumnezeul nostru este în ceruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, și El face tot ce vrea, lăudat să fie numele Lui. Și noi, ce suntem noi? Noi suntem robii lui Dumnezeu. Și robul nu face tot ce vrea, pentru că asta se roagă, Doamne, da vie împărăția Ta și atmosfera aia dumnezească, las-o pe pământ, atmosfera aia cerească, las-o în biserica Ta, atmosfera aia cerească, las-o în familiile noastre, las-o în casele noastre și Dumnezeu s-o lase și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, facă-se voia Ta. În rugăciune, omul se smerește înaintea lui Dumnezeu și înțelege că voia lui Dumnezeu să se facă în cer și pe pământ și noi intrăm în voia lui Dumnezeu. Era întâmplarea aceea și de multe ori, poate și noi ca oameni am făcut-o, cum era tânărul acela care dorea să-și aleagă o viitoare soție și a spus, Doamne, facă-se voia Ta, dar mărie fia mea. Adică am și eu dorința mea și voia Ta să se facă, dar fă cumva ca voia Ta să se împletească cu voia mea, ca să fie bine. Dar vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu ne învață că voia lui Dumnezeu este deasupra voii omenești. Voia lui Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel, este sfântă, este plăcută și este desăvârșită. Și voia lui Dumnezeu, spune el în altă parte, este sfințirea
noastră. Ne putem ruga înaintea lui Dumnezeu, Doamne, voia Ta să se facă în viața mea. Sfințirea pe care o ceri să fie prezentă în viața mea. Neprihănirea pe care o ceri să fie prezentă în viața noastră. Îndură-te Tu și ajută-ne Tu la lucrul acesta. Și mai se întâmplă un lucru la rugăciune, iubiți frați și surori. Și cu aceasta mă apropii de încheiere. În rugăciune ne încriminăm înaintea lui Dumnezeu sau suntem eliberați. Și spunea Domnul Iisus, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și noi ne rugăm în fiecare dimineață rugăciunea aceasta, dar prin fratele meu nu l-am iertat, că mi-a greșit. Și uităm de aspectul acesta. Rugăciunea înaintea lui Dumnezeu poate să ne elibereze, să ne înalțe cum cântăm printre stele, dar rugăciunea poate să ne încrimineze. Păi cum se poate uita Dumnezeu? Tu vrei să-ți dau iertare, dar tu nu poți să ierți pe fratele tău. Și spune el pilda aceea cu doi datornici, unul cu o sumă grozavă, 10.000 de galbeni, o sumă care nu putea fi plătită, și unul cu 100, care și avea o semnificație oarecare. Dar spunea Domnul, împăratul, către acela care n-a putut să ierte, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, nu se gădea și tu să ierți pe fratele tău, pe aproapele tău? Și spunea Domnul Iisus în rugăciunea aceasta, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Se prea poate că noi ne-am învățat ca și copii răsfățați să primim, să avem și noi să fim aceia care suntem deasupra. Dar Domnul Iisus spune nu, este o lege și peste legea aceasta nu vreau să trec. Dacă iertați, vi se va ierta. Dacă nu iertați, nu vi se va ierta. Timpul a trecut și doresc să mă opresc la cuvintele acestea, însă dați-mi voie doar să fac un scurt sumar. Frați și surori, rugăciunea este un domeniu care trebuie să fie în viața noastră, activ în viața spirituală. Rugăciunea trebuie să se diferențieze față de rugăciunea păgânilor sau omilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să ne aducă în conștiință că suntem dependenți de Dumnezeu. În rugăciune ne smerim și Dumnezeu se înalță. Și în rugăciune trebuie să înțelegem că ori suntem eliberați, ori suntem judecați de Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne ajute ca în domeniul acesta să fim vegheatori în fiecare zi. Și Apostolul Pavel spunea, faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni. Vegheați-ne cu mulțumiri. Doamne, ajută-ne Tu. Amin.